Accidentul s-a produs sâmbătă după amiază pe drumul național 22, care face legătura între Râmnicu Sărat și Brăila. La intrarea în comuna Buzoiană Râmnicelu, un șofer de 55 de ani nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar într-o curbă a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens. Mașina de teren a lovit frontal un autoturism în care se aflau doi tineri. În urma impactului violent, aceștia au fost răniți. Din ce am văzut noi, cel cu gipanul care venea de la Râmnicu spre Râmnicelu, a intrat frontal în băieții cu sielul. Deci el de vină, ăla cu gipan. A avut viteză mare, s-a blocat și acolo la 120 la oră și mai multe... Și un pic de... A avut un pic de... Un pic de alunec pus pe jos. Îți rău, picioare, mâini rupte. Deci de-abia i-a scos. A fost două persoane în ăsta de Prahova, în sielul ăsta. Și unul, șoferul care are nimic, care a fost, care a intrat în băieți ăștia. În rest, nimic deosebit. Adică fracturi sunt destule, cred. Într-adevăr că a avut viteză excesivă. Am înțeles că a rămas acolo la 120 de km la oră. Deci cel care vinea de la Râmnicu Sărat. Deci băiețașul ăsta am înțeles că avea undeva la un 60-70 de km la oră. Deci cel care vinea de la Râmnicu a venit cu viteză, a intrat într-o curbă neadaptată și s-a izbit frontal. Am intervenit cu autospeciala pentru descarcerare și s-a acționat cu mijloacele din dotare pentru descarcerarea a două persoane. Victimele în vârstă de 20, respectiv 28 de ani, au fost transportate de urgență la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat. Mai bine de o oră, medicii au făcut eforturi pentru a-l stabiliza pe șoferul, care prezenta multiple fracturi. Acesta a fost transferat apoi la Spitalul de Urgență Buzău. Mai, mai. Bun. Ia asta. Sorine, urci tu pe ăla. Dar ce se mai întâmplă la Buzău? De ce nu mi-ți dați să mă duc la București? De ce mă chinuiți? De ce? La București vreau, nu vreau la Buzău. Tu de ce pornești în motorul? Vă rog frumos. Mergi direct București, nu vreau. Nu mai vreau, nu vreau să mă duc să mă prind discutam și vreau să pierd băiatul. Potrivit medicilor, tinerii răniți în accident se află acum în afara oricărui pericol. În urma cercetărilor, polițiști au stabilit că vina pentru producerea evenimentului rutier aparține șoferului din Râmnicu Sărat, care nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare din culpă.